Salutare prieteni, bine am găsit la tutorialevideo.info. Numele meu este Vlad și în tutorialul video de astăzi am să vă prezint 5 trucuri către aplicația Google Play. Trucuri care s-ar putea să vă fie foarte utile atunci când vreți să descărcați o anumită aplicație sau vreți să utilizați zilnic magazinul, ca să zic așa. Pentru început, primul truc ar trebui să vă instalați un VPN cu ajutorul căruia puteți să deschideți Google Play-ul și să descărcați aplicații ce nu sunt vizibile sau nu disponibile în țara noastră sau în altă țară, în țara în care vă aflați. Bineînțeles, VPN nu trebuie să vă explic ce înseamnă, dar pentru cine nu știe, VPN de fapt rețea virtuală privată, ca să zic așa. Și în general asigură o conexiune sigură între noi. Face o conexiune, ca să zic așa, creează o anumită conexiune către un server, cu ajutor căruia ne poate da un IP de America sau pentru orice altă țară. Următorul truc, ca să zic așa, cred că știe toată lumea, să ne aranjăm aplicațiile. Acest lucru nu trebuie să vă explic, să nu intru foarte mult în detalii, pur și simplu va trebui să vă duceți sub tabul, ca să zic așa, sub tabul Apps and Games și acolo să vedem o opțiune numită My Apps and Games Link. Dăm click acolo și putem să ne organizăm noi cum vrem aplicațiile. Următorul truc s-ar putea să vă pară destul de interesant, să punem un parental lock pe Google Play. Ca să faceți acest lucru, mai întâi trebuie să intrați în Play Store, să dați click pe meniu, ca să zic acolo, și acolo la setări trebuie să găsiți opțiunea Parental Lock. Dați click pe acesta și va trebui să creați, ca să zic așa, un cod PIN pe care trebuie să-l țineți minte și să deblocați Google Play în cazul în care nu veți ca ochi străini să se uite la ceea ce aveți dumneavoastră în acesta. De asemenea, cu ajutorul Google Play, ca să zic așa, puteți să dați refund la un anumit joc în cazul în care nu vă place. Pentru a face acest lucru, dacă, în cazul în care l-ați cumpărat, trebuie să vă duceți pe jocul respectiv și lângă, repet, lângă install, aveți un buton numit refund. Ultimul truc, ca să zic așa, este pentru cei pasionați de jocuri indie sau aplicații indie, cu ajutorul căruia, bineînțeles, faceți anumite lucruri. Însă acest colț indie, ca să zic așa, nu puteți să-l găsiți undeva pe Google Play, ci pur și simplu trebuie să deschideți un browser web de pe telefon și să căutați Indie Corner, iar primul rezultat trebuie să fie ceva de genul numit Discover Indie Corner for Google Play. Dați click pe acela și o să vă arunce în colțul indie cu aplicații și jocuri destul de fun, ca să zic așa, sau chiar interesante. Bun, cam asta ar fi tutorialul. Sper că m-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vreau să lăsați în rubrica comentarii acestui tutorial sau pe adresa noastră de Facebook, tutorialevideo.info, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!